Haideți să vă arăt ce am luat din Carrefour. Multe dulciuri pentru Paște. Da, știu, a trecut Paștele. Dar dulciuri multe au rămas și la prețuri destul de mici. Adică dacă nu vă deranjează faptul că au ambalaje de Paște, puteți să mergeți repede în Carrefour să vă luați chestii. Chestii care mi-au plăcut au fost acest seturi. Deci un set cu cană, mielca, iepure de Paște și nu mai știu ce pe interior. Oprei și ceva au fost cu una de astea, așa, la 4. Am luat și mai multe de-astea, figurine din ciocolată, avem aici o rățușcă, aici un căluț, astea au fost, cred că, 4 sau 4 lei, cred. Deocamdată v-am arătat două, o să vă mai arăt două. Două punguțe cu figurine din ciocolată albă, astea au fost și la 3-4 lei, 4 lei și ceva una. O să vă afișez undeva pe aici prețurile. Arată destul de ok. Mai avem încă rățușcă. Cum e cu ciocolată albă, am luat și cu ciocolată neagră, pe aceea cred că le voi devora eu. Praline, tralala, sunt diferite forme. Mai deci arată super bine și destul de greluțe, 4 lei sau cât a fost pe pungă. Am luat, din astea cred că vreo 7 pungulițe, am luat uie puraj din ciocolată, a fost 2 lei 40 sau ceva genul, a fost una. Am luat o grămadă din astea. Deci aici am 4 și 3. Pentru prima dată am găsit ou de astea de la Milka, erau 4 lei și ceva, un set, era, anyway. Egg and Spoon, aici avem cu cremă de Oreo, erau cu Oreo, cu cremă de lapte, cremă de ciocolată. Am luat 3 cu cremă de Oreo, deci chiar sunt curioasă, n-am mâncat niciodată de astea. Și una cu cremă de lapte ca să le încerc să văd ce și cum. Celelalte două le-am luat tot așa cu cremă de Oreo. Deci, wow. Hai totuși să desfacem, o să vedem ce cu ele. Sunt ambalate așa ca și un cofraj de ouă. Ia. Foarte fain. Face cute, 4 ouă și 2 lingurițe. Și cred că spargi un ou ușor și mănânci și pe interior și apoi și ouă. Băi, super tare. Și 4 lei și ceva, adică wow. Ia. Și cealaltă figurină care este tot o rățușcă. Nu mi-am dat seama, eu le-am luat de acolo ce am apucat, am luat. Avem tot ouă de ciocolată, da. Tot ouă de ciocolată, a fost 5 lei și ceva. Unul din asta cu 6 ouă, mai erau la 4 lei și alea cu 4 ouă. Așa că am luat 2 cu 6. Am mai găsit niște chestii, uite, n-ați făcut ochii frigit aici, că tot am mai pus chestii. Am luat așa o pungă cu ouțe din ciocolată. Nici astea n-au fost prea mult. Am luat și 2 ouă din astea de la Milka, tot așa ușoare cu ciocolată, mini eggs. Mi s-a părut super, super cute. Așa că am cumpărat 2. Și off topic, hai să văd ce, vă arăt ce am mai luat. Pentru prima dată, deci nu le-am gustat, nu le-am văzut. Don't eat it, drink it. Candy can, sparkling marshmallow drink. Deci o băutură cu vată, nu, cu bezea. Candy can. Chiar super curioasă să văd ce cu dânsa. Și tot la candy can aici avem un sparkling cotton candy. Deci cu vată de zahăr. Chiar sunt extrem de curioasă să văd ce gust vor avea. Tot la candy cane, of course, Wonka, eu sunt mega fan Willy Wonka, așa, adică cine nu este. Asta e cu toffee apple, deci trebuie să fie cu măr caramelizat sau ceva de genul, fără zahăr. Deci arată super, super bine și cred că o doză o voi păstra la colecție, pentru că nu se poate Willy Wonka. Sper că am nevoie să-mi vopsesc o mască. Da, și vrut alb simplu, dar n-am găsit, am găsit un alb de zinc. Zinc white, vedeți numărul 2. A fost destul de scump ăsta, vopsea acrilică, vreo 20 de lei, cred că a fost. După vopsea acrilică am cumpărat așa două la 15 lei, un maro, cărămiziu și un negru. Am cumpărat și o picătură. La reducere am luat așa, n-am luat niciodată de la Maggi, pentru pui în sos cremos cu ierburi, un amestec ceva trebuie să fie. Aștept să văd cum este. O caserolă cu icri. Ultima chestie, la Alba Lact, smântână cu 20% grăsime și au fost vreo 7 leuți, 7,56. Bine, am luat și o sticluță de scurt la Fanta, la Fruity Fresh, pardon, cel cu perii, of course, cui ne place. Da, și cam asta a fost micul haul din Carrefour. Fugiți dacă vreți dulciurile astea, arată super cute și cum pare că sunt și bune.